Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Pe timp de 50 de minute sunt gazda dumneavoastră și vă invit astăzi la o temă despre care poate unii dintre dumneavoastră nu ați vrea să discutăm. Dar cu toate acestea este una dintre realitățile cu care fiecare dintre noi ne vom confrunta la un moment dat în viață și această temă este tema morții. Vrem să ne uităm la o perspectivă evanghelică cu privire la acest subiect. Invitat în studioul nostru este domnul Cornel Boingeanu. Vă spun bine ați venit la această emisiune. Bine vă găsesc. Știu că în atâția ani de pastoral ați avut parte de multe experiențe în care a trebuit să stați lângă cei care au murit și lângă cei care se despărteau de cel care a fost a trecut în veșnicie. Aș vrea să începem cu un prim aspect. Ce este moartea? Poate credem că e un lucru înțeles de toți, dar cred că ar fi bine să fixăm acest aspect. Poate că până să definim moartea, să spun și eu exact cum a început să spui. Experiențele astea pe care le-am acumulat în toată perioada de slujire m-au marcat foarte tare. De fapt, înainte de a intra în slujirea pastorală, mi-aduc aminte că eram tânăr și stăteam undeva într-o zonă de sat unde despre moarte se vorbea numai pentru oamenii bătrâni, sfârșit așa, chestii de genul ăsta. Și când cineva tânăr de seama mea a murit, asta m-a scuturat foarte tare. Am devenit extrem de preocupat de temă. Ei, după aia, Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg realitatea vieții. Am intrat în slujirea pastorală și am văzut mulți oameni petrecând ultimele clipe de viață. M-au marcat foarte mult. Dumnezeu, nu știu dacă este har ăsta sau e o provocare pe care o face cu mine, m-a lăsat să văd de multe ori, știi, așa, un colț de cortină, da? Prin ochii oamenilor care au plecat în veșnicie, să văd ce este dincolo, cumva. Și asta este o experiență interesantă. Întrebarea asta legată de ce e moartea, cred că este extrem de importantă. Pentru că nu am întâlnit adeseori oameni care să fie preocupați de tema asta. Pare să fie așa de banal. Cum adică ce e moartea? Păi, dar cine nu știe? Păi, nu e chiar așa, pentru că sunt o grămadă de opinii. Nu? De la intrarea în neființă, cum zic unii, nu? Doamne, ciudat sună așa, știi? Ce fel de intrare în neființă a omului? Adică nu mai există niciun fel de existență? Cam asta era ideea. Până la multe alte forme de viață transformată în, nu știu, reîncarnări, chestii de genul ăsta. Există o gamă largă de definiții. Eu n-am să încerc să-mi spun opinia mea. Mă gândesc că cel mai bine să ne gândim la cine a zis pentru prima dată, nu? Ceva de moarte. Și este Dumnezeu. Dumnezeu, interesant, înainte ca omul să experimenteze moartea, vorbește despre moarte. Și cred că definiția trebuie să o luăm de acolo. Autoritatea absolută este a lui Dumnezeu. Reperul fundamental trebuie să-l luăm de acolo. Că așa părerele noastre pot să fie diverse, sau experiențe auzite cu lumină de la capul tunelului, cu chestii luminițe și așa mai departe. Pot fi tot felul de experiențe. Dar fundamental este adevărul pe care îl spune Dumnezeu. Ori, probabil că cei care citesc Sfânta Scriptură își aduc aminte că Dumnezeu a fost cel care, după ce l-a creat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, într-un loc în care Dumnezeu aștepta ca omul să se bucure de toate binecuvântările vieții eterne, fără moarte. Deci nu exista moarte. Nu exista moarte. Dumnezeu nu l-a creat pe om să moară. Dumnezeu l-a creat pe om să trăiască veșnic împreună cu el. Au fost însă precizate câteva limitări. Că, sigur, nu este timp acum să intrăm în limitările alea, că unii zic, dar nu putea să lase Dumnezeu spațiu liber omului să trăiască cum vrea. Ei bine, nu datorită caracterului, doar atât să spun, caracterului pe care Dumnezeu l-a pus în noi, omul avea nevoie de niște repere, de niște ghidaje, de niște, da, borne acolo. Uite, atâta, asta este. Deci libertatea omului era limitată. Poți să vorbești de o libertate absolută. Doar Dumnezeu este cel care acționează în mod absolut. Cu libertatea absolut, omul fiind o ființă creată, a avut repere. Și Dumnezeu spune omul așa. Uite, poți să faci ce vrei tu, dar să nu mai faci asta.
Să nu faci asta, nu, să nu mai faci, să nu faci asta. Din pomul cunoștinței binelui și răului a spus Dumnezeu, uite, să nu te atingi de el. Pentru că în ziua în care vei mânca din el, nu zice să nu te atingi, să nu mănânci, în ziua în care vei mânca, vei muri. E prima ocurență a termenului, moarte, pe buzele lui Dumnezeu. Acum, interesant, nu, de înțeles ce s-a întâmplat, de fapt, când a zis moarte. Omul nu știa ce-i moartea asta. Mă gândesc că Adam, când a aflat asta, s-o fi întrebat și cum e moartea asta. Dar ce înseamnă? Cam cum întrebăm și noi, cum definim asta, nu? Că Adam nu avea experiența asta, primul om creat de Dumnezeu, nu avea experiența asta a morții. Dar Dumnezeu spune, vezi că vei muri dacă încalci restricția aceea. Ce s-a întâmplat? Scriptura ne spune că atunci când omul a încălcat interdicția asta, Dumnezeu intervine și spune omului așa. Zice, pentru că n-ai ascultat, zice Domnul, vei fi alungat din grădina Edenului și se impune, dacă pot să zic așa, o distanță între creator și creație, creația fiind de data asta a omului, omul creat de Dumnezeu. Deci moartea, în primă instanță, înseamnă această despărțire, această distanțare, separare, dacă vrem să o numim. Și totuși omul n-a murit fizic. N-a murit fizic. Dar a existat o formă de moarte acolo. Când Dumnezeu spune, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Nu peste o vreme, nu peste nu știu câți ani, ci în ziua aceea. Deci moartea, în definiția lui Dumnezeu, are conotația asta unei separări de o intimitate cu Creatorul. Noi numim o părtășie, nu? Într-un limbaj foarte bisericesc așa. Părtășia, relaționarea aia cu Dumnezeu, intimitatea aceea pe care o ai cu Creatorul, nu mai este acolo. Și asta înseamnă moarte în primă instanță. E foarte interesant de înțeles lucrul ăsta. Dar tocmai această separare începe să opereze acum și în universul fizic, în așa încât după o vreme omul să înceteze existența sa fizică. Și astea sunt reperi importante din punctul meu de vedere, pe care trebuie să le urmărim și astăzi. Eu înțeleg așa, e ca și când Dumnezeu a scos din priză, nu știu, folosim un limbaj modern acum, cu atâta tehnologie, cu curent electric, a scos telefonul din priză și rămâne pe baterie o vreme, da? Bateria se consumă. Și dacă nu este realimentată, moare. Se duce. La fel stau lucrurile. Moartea, în înțelegerea pe care Dumnezeu a avut-o atunci, din momentul creației, a însemnat un fel de detașare, distanțare de omul care a păcătuit. Sau să o pun invers. Omului de Dumnezeu, da? Distanțare care nu face altceva decât să conducă spre o distrugere fizică. Nu doar a propriei ființe umane, ci a întregului univers. Și atunci moartea, de fapt, este o separare dintre partea materială și imaterială. Și imaterială, spirituală, da? Așa este în primă instanță, așa spune Dumnezeu. Și vedeți că asta se întâmplă, vezi că asta se întâmplă apoi în Noul Testament, când Noul Testament vorbește despre moartea în păcatele noastre, sau moarte spirituală, cum mai e numită. Omul trăiește fizic, dar spiritual este rupt de Creator, este detașat de deci Creator. Termenul moarte e aplicat atât în dimensiunea spirituală, cât și în dimensiunea fizică. În dimensiunea spirituală este acea separare dintre om și Dumnezeu și în dimensiunea fizică separarea sufletului de trup. Exact. Dar în înțelegerea pe care Dumnezeu o oferă, cele două sunt cumva legate, adică nu sunt despărțite, cum facem noi acum. Luăm firele și le punem separat. Moartea asta înseamnă, nu? Ești într-o atitudine de separare față de Creator, o atitudine care te conduce spre o distrugere fizică, care se încheie cu o încetare a existenței fizice, biologice. Acum o să vorbim noi ce se întâmplă de fapt și la încetarea acestei existențe fizice, dar deocamdată omul moare și tot Vechiul Testament are dangătul ăsta de clopot parcă, da? A trăit atâția ani și apoi a murit. A trăit Geneza 5 mai ales, este capitolul ăla unde se spune că Avram a trăit atâția ani, apoi a murit și după aia toată spița, toți acolo, și apoi a murit. Deci e o realitate cu care noi ne vom confrunta mereu. Da, deci
impactul ăla al neascultării de ce a spus Dumnezeu, a primului om creat de Dumnezeu, care a condus la moarte, deci impactul ăsta a morții a avut conotație cosmică. Tot universul a fost afectat de el. Deci înțelegem că moartea n-a fost de la început, ea a apărut la un moment dat în universul acesta prin neascultarea de Dumnezeu, care, dacă ar fi să rezumăm așa, cauza morții în general, moartea ca și existență pe pământ, care ar fi? Cauza morții rămâne în continuare această încălcare a ordinei stabilite de Dumnezeu. Da? Și noi toți moștenim efectul acestui moment, acelei decizii a lui Adam. Acum, unii zic, bă, ce treaba mea, că ăla a greșit, eu ce vină am? Realitatea este că oricare dintre noi am fi fost în locul lui Adam, am fi făcut la fel. Și atunci nu trebuie să mai ridicăm pretenții de nu știu ce fel. Adevărul este că natura noastră umană e înclinată spre rebeliune, spre neascultare. Ei, neascultarea asta de Dumnezeu înseamnă moarte. E ca și când, uite, un anumit dispozitiv, că tot vorbeam mai devreme de metafora asta, un anumit dispozitiv e creat de arhitect, de cel care a făcut designul, să funcționeze în anumiți parametri. Cum ar fi, de exemplu, un autoturism, nu? Dacă autoturismul meu e construit să funcționeze cu motorină și pui benzină, și pun benzină, s-ar putea să am probleme serioase. Sau, dacă eu zic, da, ce treabă am eu cu ăla care a construit autoturismul? Eu fac ce vreau cu autoturismul meu, nu? Eu vreau să pun apă în rezervor. O să meargă mașina. Nu merge mașina. Moare. Se distruge. Da, nu funcționează. Dumnezeu a gândit lucrurile cu noi așa. Funcționăm în parametrii aceștia. În afara acestor parametri, e moarte. O moarte care are consecințe fizice. Consecințele fizice sunt limitate de Dumnezeu pentru o anumită perioadă de timp. Da? Omul continuă să trăiască biologic după separarea asta de Dumnezeu o vreme, dar impactul morții este acolo până când omul se stinge fizic. Probabil că urmează să discutăm despre ce se întâmplă în momentul stingerea asta fizice, a morții fizice, ce se întâmplă de fapt atunci, nu mai este nicio formă de existență sau așa mai departe. Dar deocamdată asta înseamnă moarte în limbajul Scripturii. Deci, despărțire de Dumnezeu. O despărțire de Dumnezeu care are impact spiritual, da? Nu mai funcționezi în parametrii obișnuiți și în timp mori. Deci cauza primară a apariției morții în univers a fost păcatul și am putea spune că atâta timp cât prezența păcatului rămâne în lume, moartea va exista, indiferent dacă eu am păcătuit în mod direct sau spun nu, eu n-am treabă cu Adam, n-am păcătuit eu sau a păcătuit el. Deci această prezență a păcatului va menține moartea ca o stare de fapt pentru om. Da, păcatul s-a extins și a afectat întreaga creație, nu doar omul ca și creatură a lui Dumnezeu, ci pământul, cu tot ce este pe el, întreg universul este afectat de păcat. Păcatul este ca un fel de pandemie acum, nu? Dacă așa, o pandemie mult mai severă decât asta cu... Că nu poți să-ți pui mască și să scapi de păcat, de, scuzați-mă, de moarte. Moartea rămâne acolo, ea este, ea operează în noi. Este o consecință a faptului că omul de la începutul existenței sale a zis că nu, eu vreau să trăiesc altfel decât ce mi-a spus Dumnezeu. Și decizia aia l-a costat, iată, moartea. Și noi toți mergem pe același drum, pentru că trăim într-un univers afectat de păcat și universul ăsta moare, se stinge, la fel și noi. Nu? Noi înaintea universului, dacă pot să spun așa. Așadar, aceasta este definiția morții. Este afecțiune sufletească de distrugere atât de mare încât distrugerea aceea spirituală aduce și încetarea existenței biologice, existenței fizice și impregnarea întregului univers cu același virus al morții, al răului, al degradării.
astfel că nimeni nu poate să evite acum, indiferent în ce stare spirituală s-ar afla, fie că este continuă o viață de păcat, fie că el a fost izbăvit de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, toți noi, noi toți vom avea parte de moarte. Asta spune Scriptura, Dumnezeu este credincios planului său, sau mă rog, planurile lui rămân așa cum l-a stabilit el, și moartea este consecința răului făcut de om, a alegerii pe care omul a făcut-o. Doar dacă Dumnezeu intervine într-un miraculos, în Scriptură sunt două cazuri, da? Două persoane care n-au gustat moartea. Au fost preluate de Dumnezeu într-un mod suveran și misterios din existența asta biologică, fizică, într-o existență spirituală cu un alt, o altă structură, da? De existență umană, dar care nu era cu trupul ăsta fizic, biologic, așa cum îl avem noi. Vorba de Enoch și de Ilie. Da? Ilie a fost luat la cer într-un car de foc și este o acțiune suverană a Dumnezeu făcută doar pentru câteva persoane. O excepție. O excepție, dar care nu schimbă regula. Regula este aceea, că omul trebuie să moară. Și Scriptura spune că omului este rânduit să moară. O singură dată, spune Scriptura, și după aceea vine judecata. Deci moartea este acolo, dar inclusiv Dumnezeu suferă moartea prin Iisus Hristos. Asta este interesant. Nu? Că unii ar zice, bun, dar nu este milă lui Dumnezeu că uite ce cruntă e moartea, că adevărul ăsta este, moartea nu poate fi definită în termeni de ăștia cosmetizați, frumoși. Moartea e urâtă, hidoasă, e tristă, e rea, e cu efecte cumplite. Dar moartea asta e o experiență pe care Dumnezeu însuși o trăiește. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat, a venit în lume, s-a făcut om ca noi și a murit o moarte mai grozavă decât moartea cel mai mulți dintre noi, moarte pe cruce. Nu? Dumnezeu a gustat amărăciunea, veninul ăsta al morții, până la ultima picătură prin Hristos. Deci umanitatea automat a dus moarte inclusiv pentru Fiul lui Dumnezeu. Da. Și părea să fie acțiunea asta din perspectiva, nu, Împărăției Întunericului, un fel de gata, terminăm tot, moartea distruge tot, moartea era un fel de ultimul cuvânt asupra existenței Universului. Dar de fapt, Dumnezeu, o să ajungem să vorbim probabil mai mult despre asta, Dumnezeu tocmai prin ce a făcut El, prin moartea lui Hristos, a învins tocmai efectul morții pentru eternitate. Uh-huh. El deci, intervine și limitează. A schimbat, a dat viață spirituală, de fapt. Exact, exact. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Pentru că Dumnezeu e mai mare decât moartea, întâi de tot, nu trebuie să spunem asta. Dumnezeu care e viu, etern și are viața în sine și El e Cel ce dă viață omului. Dumnezeu nu poate fi omorât, hai să folosesc limbajul ăsta extrem de dur și de eretic, poate știi uneori. Nu, moartea nu poate să-L învingă pe Dumnezeu. Dumnezeu e mai mare decât moartea. Dar moartea l-a afectat pe Dumnezeu. Pavel vorbește în epistolele sale, spune unde ți este boldul moarte. În Corinteni. Când zice, e ca un fel de înțepătură în ființa suverană, supremă a lui Dumnezeu, moartea asta. Dar Dumnezeu a experimentat moartea prin Hristos. Or, această moarte a lui Hristos n-a făcut altceva decât să curme cursul morții pentru eternitate. Separarea veșnică. Separarea veșnică de Dumnezeu. Și asta a fost o soluție miraculoasă pe care n-a gândit-o diavolul cu împărăția lui. Nu și-a putut imagina așa ceva. A fost o surprindere, dacă vreți, pe care Dumnezeu a introdus-o în existența umană. Că uite, El moare pe cruce ca să plătească vinovăția întregii omeniri. El, omul, fără vină, plătește pentru vinovăția tuturor oamenilor ca moartea să nu mai aibă dreptul de operare asupra ființei umane pentru eternitate. Da, e ca la judecată, dacă pot să zic așa, Daniel, nu? Cineva greșește și trebuie să plătească. Dacă nu are cu ce plăti, păi e închis. Păi Dumnezeu zice, ok, dacă ai păcătuit, asta trebuie să plătești. Care e plata pentru păcat? E moartea. Asta e consecința, da? Firească. Și trebuie să plătești. Dar eu cum? Dacă mor, nu-mi răscumpăr vinovăția. Pentru că eu sunt ăla vinovat, trebuie să moară altcineva pentru mine.
ca să plătească pentru vinovăția. Cine să moară altcineva? Poți să o faci tu? Păi, și tu ești vinovat. Îmi pare rău că zic așa direct, da? Oricine dintre noi nu e vinovat. Și atunci nimeni nu poate plăti în locul altuia. Și trebuie altcineva să vină, altcineva fără vină, care să spună, plătesc eu în locul umanității. Ori Dumnezeu etern a devenit om nevinovat, pur, ca să moară pentru noi oamenii, astfel moartea să nu mai aibă nicio putere asupra noastră. Gata, s-a plătit pentru vinovăția generată de Adam. Și moartea spirituală a fost astfel schimbată în viață, viață veșnică cu Dumnezeu. Cu toate acestea, noi rămânem în moartea fizică. Și aș vrea să vă întreb, acum am văzut despre cauza primară, ce este moartea, dar care sunt cauzele morții? Pentru că noi vorbim de multiple cauze și încercăm să vedem, dar de ce a murit? De ce a murit fizic, să precizez? De ce a murit fizic? Cum? Care sunt cauzele morții? Păi, cauzele morții sunt văzute în degradarea asta trupului nostru, care este într-un proces de ăsta de descompunere permanentă ca urmare a universului corupt în care trăim. Deci aerul e viciat, apa viciată, alimentele sunt viciate. Toate acestea au un impact asupra organelor noastre interne, nu? Omul ajunge să nu mai să găsească surse de viață, viață abundentă, în universul ăsta corupt. Și atunci intervine moartea în timp, da, de diferite boli. Cedează ficatul, rinichiul, inima și gata, sunt duse lucrurile acolo. Dar consecința inițială este aceea unei detașări a lui Dumnezeu, sau dacă vrei, mâna lui Dumnezeu e luată de pe creația sa, de pe om, pe întregul univers. Și atunci apare... Pe lângă degradarea fizică, mai sunt și cauze externe fizicului nostru, tot din universul acesta căzut, cum ar fi calamitățile. Domnul Iisus Hristos ne spune atunci când ei au văzut pericolul care s-a abătut asupra unora, toți veți pieri la fel dacă nu vă pocăiți. Da, da. Când turnul din Siloam a căzut peste unii și ei au zis că uite ce s-a întâmplat, au fost vinovați. Da, Mântuitorul spune, nu, nu, realitatea este alta. Dar în esență toți veți pieri la fel. Și realitatea operează în universul ăsta care devine fragil, extrem de nesigur. Nu există siguranță, nu există resurse de viață decât în Dumnezeu, decât în Creator. Dar pentru contează, că El e viața. Contează oare cauza morții? Pentru că unii spun, uite, puteai să eviți moartea, puteai să eviți momentul morții, puteai să, dacă mâncai mai sănătos, dacă țineai regim, dacă. Acum, sigur că asta poate fi o discuție extrem de complexă. Evident că Dumnezeu nu operează noi ca un fel de ca pe niște roboți, da? Dumnezeu ne cheamă într-o conlucrare. Și atunci, evident, dacă există un regim din ăsta disciplinat de viață, de trăire, pot fi eliminate anumite consecințe directe ale morții. Dar altfel, nu putem să eliminăm pe toate. La un moment dat, Dumnezeu, prin decizia lui suverană, că El care dă viața, El curmă viața, El spune stop până aici. Suflarea de viață dispare, se duce. Deci în spatele cauzelor este decizia lui Dumnezeu până la urmă. E decizia lui Dumnezeu care, așa cum spune Scriptura, Dumnezeu este Cel ce dă viață și Dumnezeu este Cel ce ia viața. Aici este dreptul suveran al lui Dumnezeu asupra vieții, pentru că existența asta spirituală, biologică, orice formă de viață nu are originea nimic altceva decât în Creator, decât în Dumnezeu, Cel care e viu, etern. Mm-hmm. Și atunci când omul moare și se are loc această separare între trup și suflet, ce se întâmplă cu sufletul?
o să stăm și ce se întâmplă cu trupul sau ce facem noi cu trupul, dar să plecăm totuși la partea imaterială, ce se întâmplă cu sufletul. Da, probabil că asta este mai interesant de discutat, și anume faptul că omul a fost creat de Dumnezeu să fie alcătuit din două componente distincte, da? Există o dimensiune materială, da? Trupul, și există o componentă, o dimensiune sufletească, spirituală, da? Suflet de la Dumnezeu. Scriptura ne spune clar că Dumnezeu a modelat omul din țărâna pământului, spune el. E clar că a folosit elementele constituente materiale din universul pe care el l-a creat. Da, ADN-ul nostru are structura asta acolo. Dumnezeu modelează în atotputernicia lui trupul nostru din materialele astea existente. Dar el insuflă suflare de viață omului din propria lui suflare. Uh-huh. Și atunci, ca să fie un lucru mai simplu, omul are trup și are suflet. Hai să rămânem pe terminologia asta, da? Sufletul este acea parte din personalitatea umană care are originea în Dumnezeu, în Creator. E foarte interesant că omul are legătura asta cu Dumnezeu vrând nevrând. Da, toți oamenii au suflet. Cum capătă omul suflet? Inițial Dumnezeu a făcut asta cu Adam, dar prin procesul ăsta de procreere, Dumnezeu împreună cu părinții, nu? Lucrează la structurarea acestei ființe umane care este trup și suflet. Ei, când trupul încetează existența, ce se întâmplă cu sufletul? Aia e întrebarea foarte interesantă. Deci chiar această întrebare, ce se întâmplă cu sufletul, cred că au foarte mulți ce se întâmplă cu sufletul. Da, trupul vedem ce se întâmplă, dar cu sufletul. Asta este o preocupare majoră și este firesc să fie așa. Pentru că moartea ne cutremură. Nimeni nu e senin, să zic așa, în fața morții, ca și când, gata, nu, mă duc, eu sunt curajos. Nu, toți suntem speriați și Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, în fața morții, dacă vă amintiți, s-a rugat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, îndepărtează de la mine paharul ăsta, era metafora faptului că trebuie să treacă prin moarte. Moartea e o experiență negativă, dureroasă, cutremurătoare. Și atunci oamenii își pun întrebarea, ce se întâmplă cu cei care pleacă înaintea mea, ce se întâmplă cu mine. Eu am fost la fel, trebuie să recunosc. M-a preocupat foarte mult și mă gândeam mereu, cum va fi oare când o să trec prin experiența asta a morții fizice și voi deschide ochii pentru altă existență. Am fost extrem de preocupat. A fost așa, cum am zis la început, că dacă am văzut pe oameni murind și mi-aduc aminte că eram la spital, nu cu mult timp în urmă. Era o doamnă care avea o frământare fantastică cu privire la moartea ei. Și am încercat să o ajut să înțeleagă faptul că Dumnezeu este aproape și că o ajută. Nu, n-am putut nicicum. Se vedea în ochii ei spaima aia morții. Nu putea să vorbească foarte mult, că erau afectate corzile vocale. Nu era cu COVID-ul ăsta. Era altceva. Dar era înspăimântată de moarte. Și m-am tot dus frecvent la ea și am vorbit de faptul că Dumnezeu vrea să ne ia El în mâinile Lui și să ne treagă peste pragul ăsta al morții. Cred că ăsta este lucru fundamental. Dumnezeu prin Iisus Hristos vine să fie aproape de noi când murim. Dacă vă uitați în Biblie, de cele mai multe ori când se vorbește de moarte, este și Domnul implicat acolo. Moartea fără Dumnezeu e cumplită. Cine te trece pragul morții? Sunt tot felul de teorii, nu? Că vin îngeri, că sunt așa mai departe. Dacă nu-i Domnul acolo, Creatorul, Mântuitorul, nu avem ce trebuie. Deci avem nevoie de Hristos. Că mi-aduc aminte că și în perioada comunistă, când se vorbea despre tot felul de dovezi că Dumnezeu nu există, mi-aduc aminte că profesorul de filozofie îmi spunea, trec de la un exemplu la altul, revin la celălalt imediat, profesorul de filozofie spunea, a, păi ce, că ce să te chinui în viața asta, că dacă ești credincios, ești limitat, că nu știu ce. Și bun, dar ce pierd? Da. Ce pierd dacă mă limitez la, eu știu, o viață din asta mai disciplinată, fără excese, fără imoralități? Care-i pierderea? Dar dacă este adevărat, întreb eu pe domnul profesor, dacă e adevărat că Dumnezeu există și că există veșnicie, ce faci dumneata atunci? Dacă am înghițit în sec, domnul profesor, era cu tovarășul atunci. Pentru că e o chestiune serioasă asta.
Deci, sufletul, ați explicat că întâi de toate ce se întâmplă cu sufletul este că sufletul trece. Și ați folosit expresia pragul, ca și cum ar trece dintr-o existență în alta. Da. Bun, experiența asta eu nu o pot relata decât din ce spune Scriptura și din ceea ce am văzut că se întâmplă cu alții. Dar e un lucru interesant ăsta și cred că oamenii vor să discute puțin, deși ne este greu. Vorbeam de experiența cu doamna respectivă din spital. După o săptămână când ne-am vorbit de faptul că Iisus Hristos este Cel care stă lângă noi, să ne treacă pragul ăsta al morții și numai în El avem siguranță, femeia s-a acceptat adevărul. Frate Daniel, femeia asta s-a rugat în spital. Mi-au curs și mie lacrimile. Atâta convingere. Doamne, Tu ești Creatorul meu. Am fost așa cu viața mea cum am fost. Îmi pun viața în mâinile Tale. Vorbe de genul ăsta. A intrat în comă după aia câteva zile. Când m-am dus să o vizitez, personalul de la spital mi-a zis: domnul pastor, nu mai puteți fi, nu mai puteți vorbi cu ea, că e în comă. Zic, pot să mă duc numai să mă rog acolo? Da, zic că haideți, că nu era în perioada asta de pandemie, cum spuneam. Și m-au lăsat să mă duc acolo să mă rog. Și în timp ce mă rugam, ea a deschis ochii. Uh-huh. A venit personalul medical și s-a uitat în ochii ei. Și ochii ei erau așa de senini, asistentele, personalul de acolo. Toți au fost uimiți. Ce seninătate există în ochii acestei persoane care a pășit pragul dincolo. Experiența asta este una fantastică când te gândești la încrederea pe care omul și-o pune în Dumnezeu. Fără Dumnezeu, noi. Nici o bucurie să treci prin asta. Oricum e greu. Dar Dumnezeu este Cel care prin Iisus Hristos ne trece pragul ăsta și experiența este diferită. Mm-hmm. Eu n-am timp să-i explic ce se poate întâmpla. Mi-aduc aminte că în altă ocazie eram tot la un spital și cineva acolo, lângă patul unde stătea cineva credincios, cineva a murit. Era o doamnă slăbuță, firavă, dar trecerea ei în veșnicie a fost una așa de dramatică, de strigat, de s-a auzit în tot spitalul, a murit în țipete fantastice. Experiența asta morții e dureroasă, unde neapărat avem nevoie de Dumnezeu. Trebuie neapărat să ne împăcăm cu Dumnezeu ca să ajungem să nu gustăm durerea asta morții așa cum o trăiesc cei care sunt fără Dumnezeu. Și atunci, Cel care ne-a creat este acolo să ne preia dimensiunea, dacă pot să zic, a existenței noastre din El, să o preia pentru veșnicie. Sufletul nu moare, pentru că e din Dumnezeu. Sufletul nu ne dă nici tata, nici mama, nici nu știu cine, ci Dumnezeu ne dă suflarea asta de viață. Noi suntem ființe umane în care Dumnezeu investește ceva din sine. Mie mi se pare fantastică. Și atunci, din punct de vedere al sufletului, noi nu murim. Noi nu murim, pentru că sufletul nu e al meu, e al Lui. Deci Dumnezeu, Creatorul meu, îmi dă ceva din sine. Ăla nu este afectat de păcat, ăla nu moare, că e Dumnezeu în mine. Decizia Lui să fie parte de mine. Și suflarea aia de viață de la Dumnezeu, care este în armonie cu Creatorul, are o existență cosmică fericită. Fără armonie cu Creatorul, dimensiunea aceea spirituală care e Dumnezeu are o existență eternă, că nu poate să moară aia, dar nefericită. Că a fost, deci, o rebeliune față de Dumnezeu. Indiferent dacă am ascultat sau nu am ascultat de Dumnezeu pe pământul acesta, când am împăcat cu Dumnezeu, că i-am cerut iertare sau nu, noi oricum vom trăi veșnic. Doar că vom trăi într-o existență veșnică fericită sau într-o existență veșnică nefericită. Da. Sunt unii care zic că nu, nu avem cum documenta asta, pentru că nu prea se vorbește despre asta. Sunt o grămadă de teorii legate de sufletul după moarte, că doarme, că nu simte, că nu mai există. Eu pot să aduc doar următorul argument, care mie mi se pare cel mai puternic. Uh-huh. Exemplul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume, s-a făcut ca noi și El ne-a arătat drumul nostru prin moarte și spre veșnicie. Noi ne uităm la ce se întâmplă cu Hristos. Hristos a fost Dumnezeu și în întrupare, și în existența sa pământească, și în moarte.
Atunci, în moartea lui Hristos pe cruce, n-a fost doar Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. A fost Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Uh-huh. Și asta ne demonstrează nouă că în economia asta lui Dumnezeu, existența asta trinitară, noi suntem incluși acolo pe un drum al veșniciei unde sufletul nostru nu moare, că suntem pe drumul pe care l-a parcurs și Hristos ca om. Și nu, sufletul nostru nu moare, pentru că așa ne-a arătat Hristos drumul său spre veșnicie. El după moarte a avut experiențe diferite. E adevărat că trupul său nu mai era acela care era în mormânt sau înainte de existența sa, înainte de învierea sa, ok? Era un trup de o altă dimensiune, nu știu cum să o pun, da? O altă structură, că putea să treacă prin zid, apărut în locul unde ucenicii erau în spatele unor uși încuiate, nu? Era o altă formă de existență fizică, pe alte dimensiuni, pe care și noi, spune Scriptura, o vom avea. Deci după moarte, trupul rămâne, se descompune, devine pământ, țărână. Din țărână ai fost luat, spune Creatorul, în țărână te vei întoarce. Dar sufletul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și sufletul ăsta, la momentul hotărât de Dumnezeu, capătă o formă de personalitate cu o structură trupească. Vedeți, nu avem limbajul ăsta, nu? Un trup de slavă îl numim noi, care este ca al Mântuitorului. Păi ăsta este drumul existenței noastre. Deci nu rătăcește sufletul pe pământ în căutarea unui loc. Nu există niciun fel de dovadă. Sunt unii care vorbesc de tot felul de teorii. Cine citește Scriptura cu adevărat, Pavel spunea în Timotei acolo, nu vă ține de tot felul de basme și de închipuiri și de tot felul de istorioare din astea închipuite de unii și de alții. Pentru că noi nu avem cum să știm ce e dincolo. Niciunul dintre noi, nu? Doar Dumnezeu a venit din partea aia la alta la noi să ne spună cum este acolo. Și nu-i înțelept atunci să-i dăm dreptate lui Dumnezeu. Noi nu avem de unde să știm cum stau lucrurile. Și s-a mai întâmplat cu unii, că probabil ați auzit că au murit moartea clinică, cum se numește asta, într-o anumită măsură, așa, și au revenit de acolo și spun tot felul de teorii. Nu este atât de credibilă povestea aia. Dumnezeu ce spune este adevărat. Mi-aduc aminte, frate Dar Daniel. Există moarte clinică sau nu? Asta trebuie să întrebi un doctor. Eu știu că unii pretind asta. Da, unii pretind asta și spun că au murit și în sfârșit că au văzut nu știu ce fel de realități și pe Dumnezeu și așa mai departe. Este destul de îndoielnică asta. Eu nu cred că ăla e adevărul absolut. Dar ce spune Dumnezeu este absolut. Că, da, noi am lucrat o vreme în același oraș, eu mai puțin decât tine. Dar mi-aduc aminte că, da, Constanțin este mai direct, așa, da, nu, menajează, cum e, îți o spun în față. Eram la un serviciu de înmormântare. Și în timp ce vorbeam despre învierea de apoi, da, că, da, familia adunată acolo, da, punem în mormânt trupul, dar sufletul la Dumnezeu. Și El va aduce vremea când să învieze trupul. Erau cei care se ocupau de săpat gropile, gropari sau, mă rog, funcționarea aia din cimitir. Un pic mai încolo și au zis, de 20 de ani lucrăm aici, n-am văzut pe niciunul să iasă. Te rog să mă crezi că am fost șocat, am fost blocat, că nu știam, eu acum ce mai argumentez? Și atunci am zis în intervenția aia, ok, bun, domnii gropari ne spun că n-au văzut pe nimeni să ia. Dumnezeu ne spune însă că există înviere, pe cine să credem? Pe Dumnezeu sau pe ei. Spre surprinderea mea, oamenii care erau acolo au zis în cor, noi îl credem pe Dumnezeu. Pentru că există în noi rezonanța aia, da? A glasului lui Dumnezeu care ne face să zicem, da, așa este. E greu să înțeleg logic, dar eu cred ce spune Dumnezeu. Ăla e adevărul absolut. Ori potrivit adevărului ăsta absolut, ca să ne întoarcem la ce discutam, sufletul omului nu moare, nu e insensibil, nu este pus într-o stare de inconștiență. E adevărat, Scriptura vorbește de termenul ăsta adormit când vorbește de moarte. Dar e o metaforă, nu e așa? Ca să spună că, de fapt, moartea nu înseamnă o încetare a existenței totale, cum ziceam noi, că e intrarea în neființă. Nu există așa ceva, ci într-o formă de existență diferită decât cea pe care o avem. Și atunci, Scriptura folosește terminologia asta, că a adormit. E ca și când e o perioadă de timp până când se reașează cumva lucrurile. Se
pun alt fel de repere, nu știu cum să le definesc. Și atunci moartea este adormire în sensul ăsta, că e greu să vorbești despre ceva ce face Dumnezeu în limbajul ăsta uman. E o lucrare fantastică pe care Dumnezeu generează. Deci nu se referă la adormirea sufletului, ci la adormire ca și o definiție a morții, adică nu este un final în moarte, ci există o continuare exact. Prin existența sufletului. Exact. E ca și când dormi, nu dormi toată viața. Dormi 8 ore, că așa ar trebui, nu pe zi. Dar după 8 ore te trezești și e o nouă zi. La fel, limbajul ăsta e folosit, că omul nu moare veșnic, ok? E adormit pentru o vreme, când Dumnezeu va reașeza întreaga existență umană pe alte coordonate eterne. Și sufletul se va duce direct la Dumnezeu. Da, acum sigur că sunt, dacă intrăm în detaliu, Biblia vorbește că este așa un fel de sufletul se duce înaintea lui Dumnezeu, se duce la Domnul. Dar pare să fie așa un fel de loc de așteptare până când are loc judecata finală. Dar un fel de antecameră, dacă se mai folosește termenul ăsta. Un fel de antecameră a raiului și o antecameră a iadului. Da? Oamenii își decid soarta de aici, în funcție de ce fac cu Hristos. Dacă crezi în Hristos și te așezi pe coordonatele planului său, atunci urmezi drumul său spre întâlnirea cu El, cu Mântuitorul. Ce spune Domnul Iisus Hristos tâlharului de pe cruce, care a devenit dintr-o dată conștient de vinovăția lui și spune: Doamne, Tu ești nevinovat, eu sunt vinovat, ai milă de mine când vei veni în împărăția ta. Fantastic! Deci un criminal, nu? Ajunge să își dea seama în ultimele clipe ale vieții sale că Iisus Hristos are o împărăție și că este Dumnezeu. Și ce spune Mântuitorul? Astăzi vei fi cu mine în rai. Rețineți ce spuneam mai devreme. Moartea fără Hristos e greu de înțeles și definit. Dar când ești cu El, și veșnicia este tot cu El. Și atunci raiul ăsta este o antecameră pentru toți cei care mor înainte de judecata finală și așteaptă acolo. De-aia, de acolo, potrivit Scripturii, știu care este destinul lor veșnic. Știu cum stau lucrurile. Este o existență conștientă. Oamenii sunt în stare să înțeleagă lucrurile acolo. Și la fel și iadul. Este o existență, o antecameră a iadului final și oamenii sunt conștienți de faptul că ei au destinul ăla și cumplit. E deci răbășitor. Nu este o schimbare a destinului în antecameră, nu este o purificare a sufletului, ci este doar o așteptare în intrarea finală a planului lui Dumnezeu. Da. În Luca 16, Mântuitorul prezintă parabola asta, zic unii că e doar parabola, dar e clar că acolo sunt date elemente din existența eternă pe care nimeni altcineva nu le știe decât bogatul Mântuitorul. Bogatul și Lazar. Da, și bogatul și Lazar, bogatul nemilostiv. Și Lazar a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, pe când bogatul nemilostiv în locuința morților, în chinuri, alea erau cele două antecamere. Da, și vă aduceți aminte, să aduceți aminte, bogatul nemilostiv cerea cumva ca să poată să facă ceva și să se transfere. Și Avram zice, nu se poate. Zice, dă-mi măcar o picătură de apă, vă dați seama. Deci, omul ăsta din antecamera iadului, din locuința morților numită acolo, cere o picătură de apă. Nu știu cum ar fi să ceri cuiva o picătură de apă. Îi dai paharul, da. Măi, nici măcar o picătură de apă nu e posibil acolo, așa. Avram zice, nu se poate. Și atunci, este clar că, potrivit rânduielii stabilite de Dumnezeu. Aici nu spun eu legea mea, că n-am de unde să știu așa. Rânduiala stabilită de Dumnezeu este asta. Omului îi este dată ocazia să își rezolve problema veșniciei în existența sa pământească. De-aia trebuie să ne grăbim. Astăzi spune Scriptura, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu amâna, nu-ți împietri inima, este un limbaj de ăsta, lasă că văd eu. Nu, 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 rezolvă chestiunea. Vezi cum stau lucrurile, așează-te pe coordonatele alea bune, pentru că vine moartea. Moartea este o experiență greu de anticipat, se poate întâmpla cu oricine, în orice fel de timp, cum am zis eu că am văzut moartea celui tânăr și am început să mă cutremur, ce mă fac eu dacă mă trezesc deodată în fața morții. Eu trebuie să mă asigur că știu
Cine mă ia pe brațele lui când trebuie să trec pragul ăla morții? Rămân la metafora asta. În mâna cui mă dau? Părinții nu pot să facă nimic pentru mine, îngerii nu pot să facă nimic, doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a trăit experiența noastră, este Cel cine trece pragul ăsta morții în prezența Lui eternă. Pentru că El este acolo împreună cu Dumnezeu în eternitate. El, omul, Dumnezeu în același timp și omul, El este acolo și ne așteaptă. Trebuie să ne apropiem de încheiere. Ce ar trebui să facă cineva ca să se pregătească pentru momentul acesta al morții? În așa fel încât veșnicia să fie una fericită. Eu cred că este extrem de important să vorbim despre asta. Că noi vorbim despre Dumnezeu, existență, într-o grămadă de chestiuni, dar nu cu privire la moarte. Ori moartea este, într-adevăr, experiența umană pentru care avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Decât oriunde în altă parte. Da? Și pentru asta eu trebuie să mă asigur că viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Asta este fundamental. Care e ascultarea de Dumnezeu? Nu de ce spun eu, nu de ce spune preotul, nu de ce spune pastorul cu tare, de ce spune Dumnezeu în cuvântul lui. Autoritatea absolută pentru existența noastră umană este ce spune Dumnezeu în forma asta accesibilă, care e Sfânta Scriptură. Eu îndemn pe oameni să citească acolo. Pentru că și eu am fost la fel. Eu am crescut într-o familie de oameni credincioși. Eu n-am luat de bună ce au spus părinții mei, gata, așa e, ce zic ea este. Eu am vrut să verific cum stau lucrurile. Am citit Scriptura în comparație cu alte cărți, că asta a fost nebunia mea atunci, mă rog, da, a fost și o experiență interesantă. Dar am vrut să aflu din Scriptură care este adevărul ăla. Adevărul ăla m-a prins, m-a copleșit. Ori asta trebuie să facă fiecare om. Să se lege de adevărul absolut, care este cuvântul lui Dumnezeu. Să se lege de Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Asta ne spune întreaga Scriptură. Că omul este rânduit să moară o singură dată, după aia vine judecata, judecătorul este Iisus Hristos, e Fiul lui Dumnezeu. Păi dacă te împaci cu judecătorul, dacă e tatăl tău judecătorul, cum vrei să-l iau, Mântuitorul, Salvatorul tău, ai asigurare acolo, că ești bine. Altfel, toate teoriile noastre mor în fața judecății. Scriptura ne spune că nimeni nu o să zică atunci, dar am făcut eu ca asta. Nu, o să fie așa un fel de înțelegere mai adâncă a sensului existenței cosmice împreună cu Dumnezeu. Ori Dumnezeu ne dă mesajul ăsta din veșnicie. Uite, vezi, asta este ce urmează să se întâmple. Crede ce scrie acolo. Deci dacă credem și citim cuvântul lui Dumnezeu, suntem conduși pas cu pas, într-o pregătire pentru a ajunge acolo unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a promis, în casa Tatălui meu, așa a folosit expresia, și acolo sunt multe locașuri. Mulțumim pentru participare la această emisiune, vrem să continuăm pe această temă. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit în seara aceasta. Moartea nu poate fi ocolită și dacă noi am încercat să ocolim, ea va veni la noi. Ceea ce este extrem de important este că moartea nu poate să distrugă, prin separarea trupului de suflet, nu poate să distrugă sufletul nostru. Pentru a avea o veșnicie fericită, un suflet care să trăiască veșnic cu Dumnezeu, avem nevoie de Iisus Hristos, ceea ce vă invităm pe fiecare dintre dumneavoastră să luați această hotărâre în timpul vieții, cât suntem încă aici, să ne punem încrederea noastră în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care poate să ne izbăvească de moartea spirituală și să ne ducă în veșnicia lui Dumnezeu. Vă doresc tuturor o seară bună!